Este Tokyo Ghoul un anime bun? E bine, asta urmează să dezbatem în clipul de azi. Manga-ul a apărut în anul 2011 și a continuat până în 2014. Datorită succesului pe care l-a avut manga-ul, anime-ul a primit o adaptare în anul 2014. Manga-ul are 143 de capitole, iar anime-ul are 4 sezoane. Bun, lăsând aceste introduceri la o parte, azi vom discuta despre dacă este sau nu bun Tokyo Ghoul. E bine, răspunsul e si da, si nu. E bine, este un da dacă alegi să vezi sezonul 1 și 2, deoarece sezonul 1 și 2 sunt considerate unele dintre cele mai bune sezoane. În sezonul 1 îi se arată cum Kaneki refuză ideea că este ghoul și încearcă să-ți păstreze identitatea de om. Și uite așa ajungem la sezonul 2. Predeosebire de sezonul 1, sezonul 2 avem parte de mult mai multă acțiune deoarece Kaneki devine ghoul și vedem bătălii mult mai epice. Și uite așa ajungem la sezonul 3, unde animeul ajunge un nu. Și o să cer să-ți explic. Cu oarecare motiv, compania care se ocupa cu producerea animeului s-a hotărât să nu mai respecte așa de mult manga-ul, întrucât a început să omită foarte multe lucruri din manga. Și nu faptul că anumite scene sau secvențe lipsesc din anime ar fi problema. Problema major este faptul că în poveste există multe găuri negre, adică o să te trezești la un moment dat că te uiți la anime și nu percepi cum de personajul X a devenit ghoul, cum de ăla a murit și tot așa. Predeosebire de bătăliile epice din sezonul 2 și 1, în sezonul 3 nu prea avem parte de nicio bătălie. Predeosebire de celelalte sezoane, sezonul 3 este extrem de plictisitor. Pe lângă asta, animeul și-a pierdut și o bună parte din farme, întrucât Kaneki nu mai este Kaneki, ci este Haise. În anime nu ni se zice absolut nimic acum de Kaneki a ajuns Haise, adică chestie care nu ni se arată în anime, ci mi se arată doar în manga. Și aici o mică paranteză pentru cei care n-au citit manga. În manga ni se arată clar cum Kaneki s-a luptat cu Arima, iar Kaneki a pierdut. Recomandarea mea ar fi să dați skip direct la episodul 11, unde Haise devine iar Kaneki. Și acum sărim la sezonul 4, care e la fel de plictisitor ca 3-ul. Diferența majoră ar fi faptul că în sezonul 4 avem parte de un picuț mai multă acțiune decât în sezonul 3. Însă stați liniștiți că nici aici nu avem parte de cine știe ce acțiune. Iar finalul, ce să zic? E bine, finalul e happy end, ca să zic așa. Din punctul meu de vedere, sezonul 1 și 2 au fost cele mai bune, însă sezonul 3 și 4 au fost destul de plictisitoare. Și sincer vă zic, sezonul 3 și 4 au fost extrem de plictisitoare, atât de plictisitoare că mi-a luat aproape o lună să le termin. Și nu pentru că episoadele erau foarte lungi, ci pentru că episoadele pur și simplu erau extrem de plictisitoare. Recomandarea mea ar fi să priviți decât sezonul 1 și 2, iar restul să citiți manga-ul. Dacă ar fi să dau o notă doar sezonul 1 și 2, e bine, Tokyo Ghoul 1 și 2 ar primi din partea mea nota 10. Însă pe rar să am lucru tot cu sezonul 3 și 4, Tokyo Ghoul ar primi o notă de 6,5 spre 7. Un anime bun care a fost stricat de graba de a-l termina foarte repede. Chiar nu înțeleg de ce s-au grăbit să-l termine, deoarece Attack on Titan continuă chiar și acum și are un foarte mare succes. Probabil dacă s-ar fi respectat manga-ul, anime-ul ar fi primit o notă mult mai mare, să din păcate doar atâta pot să-i dau. Cam asta a fost review-ul de săptămâna asta. Săptămâna viitoare urmează să fac un review cu alt anime, probabil Attack on Titan, deși nu cred, pentru că încă nu l-am terminat. Sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați să dați un like, subscribe și bye bye.